Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 106 ediție de analize economice, un proiect comun realizat de Edis Viitor și privesc eu. Astăzi ar vrea să discutăm despre un subiect care, să zicem, e vechi în Moldova, dar e nou în discuția noastră, și anume despre amalgamarea voluntară a primăriilor pe care le propune guvernul. Este proiectul de lege, se discută în Parlament, iar Edis Viitor este partea unei coaliții din mai multe organizații privind descentralizarea, unde noi încercăm să estimăm, să evaluăm inițiativele guvernului și să venim cu anumite recomandări. Astăzi vreau să discutăm ce înseamnă amalgamarea voluntară și care ar fi impactul asupra noastră, plus care este opinia decidenților locali asupra acestei amalgamări, deoarece ne va ajuta să înțelegem mai bine care este situația cu acest proces. Vreau doar să menționez că acest studiu este realizat în cadrul unei coaliții create din mai multe organizații, iar nemijlocit la acest studiu au participat Edis Viitor, Promolexul, IPRE și cu susținerea financiară a USAID-ului, trebuie asta să o menționăm, totodată la studiu pe care l-am realizat, totodată aici vreau să menționez că sondajul, că am realizat și un sondaj, a fost efectuat de către CBS Research. Ceea ce e amalgamare voluntară, ce înseamnă ea și care este impactul ei. Amalgamarea voluntară a localităților nu este altceva decât o inițiativă a guvernului prin care dorește să încurajeze primăriile, în special primăriile micuți sau primăriile micuți împreună cu primăriile mai mari, să se unească, să creeze o singură comună, în felul acesta să optimizeze costuri la nivel local, să zici, eu voi folosi, ca nu-mi place cuvântul optimizare, să elibereze niște resurse financiare la nivel local, deoarece recomandarea noastră este ca banii care se eliberează să rămână tot la nivel local, că dacă guvernul și el lui, atunci nu are sens să facem amalgamare, și în felul acesta noi să rezolvăm una din problemele pe care le are Republica Moldova, și voi arăta în ce constă ea. Această amalgamare voluntară propune ca să fie realizată după alegeri locale timp de 4 ani de zile. Adică după alegeri locale fiecare primărie care va dori să se unească cu altă primărie din vecinătate, să o poată face, iar guvernul va aloca pentru aceasta 250 de milioane de lei, chiar se preconizează pentru fiecare uniune de comuni care va fi, să revin undeva numai în mediu vreo 8 milioane de lei, bani pe care primăriile se utilizează fie pentru aprovizionare cu apă, fie pentru construcția de drumuri sau pentru orice alt proiect la nivel local. Altfel spus, guvernul dorește să încurajeze ca comunitățile locale să facă acest lucru, lucru care merită de analizat. Noi am făcut o cercetare prin care am vrut să vedem care va fi impactul economico-financiar acestui proces. După cum am spus, la această cercetare au participat mai multe organizații. Eu astăzi doar prezint datele acestei cercetări, evident prezint doar esența acestor cercetări, dar toate detaliile, raportul, cine va dori să-l vadă, va fi pe pagina coaliției, pe pagina fiecare instituție din coaliție și pagina Edis Viitor. Aici doar prezint rezultatele de bază. Și ca să fie clar că noi să putem face cercetarea, n-am putut lua toate 898 de primării, dar ce am făcut? Am rugat CBS Research să ne facă o selecție dintr-un grup de primării care să fie reprezentative, 18 primării unde se regăsească primării din toate regiunile țării, primării mici, mari, primării cu diversitate etnic sau monoetnice. Deci după diferite criterii am selectat primăriile astfel că ele să fie reprezentative, și atunci când noi am analizat aceste 18 primării, să putem să extrapolăm pe nivelul țării. Am făcut analiza economică, analiza financiară, plus am discutat cu toți 18 primari. Aici vreau să spun că opinia s-a împărțit, o parte considerabilă de primari, 45% sunt pentru amalgamare, o treime, 33% sunt categorii contra amalgamării, iar o parte din primari au fost neutre, adică cumva o opoziție, că poate fi, poate să nu fie, deci nu avea o poziție foarte clară. Totodată, CBS Access a făcut un sondaj în rândul consilierilor locali, care reprezintă toate partidele, oameni diferite viziuni, diferite vârste, deci
practic, oamenii cei mai activi la nivel local, unde am dorit să aflăm ce crede ei despre această amalgamare. Dar haideți să vedem de ce este necesar de făcut această amalgamare. Noi considerăm că Republica Moldova trebuie să rezolve cumva o problemă fundamentală care o are ea, și anume depopularea țării. Ori noi toți știm că populația țării se reduce. Pentru a înțelege presiunea care o avem noi în prezent, am făcut un exercițiu simplu. Am luat și am calculat care este mărimea medie a unei primării din Republica Moldova și le-am împărțit în două categorii, primăriile rurale, primăriile urbane. În primăriile urbane noi avem doar toate primăriile din 53 de orașe, excepție este Chișinău și Băț. Am considerat Chișinău și Băț trebuie exclus din această măsurare, deoarece procesele demografice care au loc în Chișinău se deosebesc de celelalte din restul țării, ce am în vedere. Aici migrația peste hotare este mai mică și plus Chișinău este una din puținele primării. Acum mai apar încă o listă de vreo 10 primării, unde populația crește. Dacă în toate celelalte primării populația scade, în Chișinău crește și crește în baza migrației interne, fenomen care la noi se accentuează în ultimii ani de zile. Haideți să ne uităm. Dacă observați atent, până în anul 2000, mărimea medie a unei primării urban era aproximativ de 14.000 de locuitori, a unei primării rurale a fost de 2.600 de locuitori și doar în 2000 a crescut la 3.600. Vă aduceți aminte, atunci a fost acea reformă care, după câte știți, s-a împiedicat în 2003 și am revenit înapoi unde am revenit. După aceasta, până în 2010, aparent, aici vreau să accentuez, aparent, mărimea primăriilor era relativ egală. 12.600 în oraș și 2.5.000 în sat. De ce spun aparent? Deoarece calitatea datelor statistice până în 2014, cum să spun, lăsa de dorit. Biroul Național de Statistică ne dădea, de fapt, toată populația Republicii Moldova, cumva... care recensământul din 2004 a rezolvat parțial problema, dar nu foarte clar, de aceea noi știam cu toți că nu mai suntem atâția, nu mai suntem 3 milioane și jumătate de oameni în țară, dar Biroul de Statistic ne informa că sunt 3 milioane jumătate. În 2014, cu suportul UNDP-ului, Biroul Național de Statistic și-a îmbunătățit enorm calitatea datelor, a început să măsoare nu doar toată populația Republicii Moldova, cei care au cetățenie, dar cei care se află cu reședința, care locuiesc efectiv în interiorul țării. Și atunci a fost definit că populația Republicii Moldova sunt cei care se află pe teritoriul țării numai puțin de o an de zile. Când au apărut aceste date, noi brusc am văzut că populația țării a scăzut dramatic. Și aici au apărut datele mai mult sau mai puțin reale. Observați, mărimea medie a unei primării urbane, brusc, noi am descoperit, ea nu a scăzut. Ea era scăzută, dar noi doar în 2015 ne-am dat seama că, de fapt, în medie, într-un oraș în Republica Moldova, trăiesc 8.400 de oameni, iar în sat sunt 2.000. Deci în sat mai bine, asta este o temă aparte, dar nu avem astăzi demografia. După această situație, observați că se răutățește în sate și în oraș, iar în 2023, în acest an, noi am ajuns că mărimea medie a unei primării urbane este de 6.400 de oameni, de două ori mai mică decât a fost, și a unui sat este de 1.6.000 oameni, cu tendință clar de scădere. Din 2022, trebuie să spunem că Biroul de Statistic din 2022 are date noi, ne oferă datele privind migrația internă. Noi deja știm că este un fenomen destul de accentuat, migrația internă. Altfel spus, oamenii pleacă nu doar peste hotare, dar pleacă din interiorul țării, din sate și orașele mici, în sate, în orașele mari, Chișinău, Bălțu, și acum avem și un orașele mai micuți, în principiu, actuale municipii. Din 2023, Biroul de Statistic ne oferă o dată și mai nouă, migrația temporară. Deci noi avem formal în țară 2 milioane și jumătate de oameni, dar vreo 200 de mii din ei pe termen scurt. Tot nu se află pe teritoriul țării, de aceea la un moment dat în țară nu sunt mai mult de 2 milioane de locuitori. Și mai este un factor care trebuie să vorbim, procesul demografic. Ce înseamnă lucrul acesta? Sporul natural negativ. Noi de 3 ani de zile avem cel mai dramatic scădere a numărului populației. Deci avem cea mai mare scădere din toată istoria noastră. N-am avut așa ceva de când suntem noi. Deci, migrația externă, migrația internă, migrația temporară și scăderea populației dus la ceea că la noi
primăriile pur și simplu rămân fără oameni. Pur și simplu rămân fără oameni. Și trebuie ceva de făcut. Deci dacă noi până în 2010 în sat aveam 2500 de locuitori în mediu, acum ajungem la 1200. Noi avem circa 500 de sate unde populația este mai mică de 1000 de oameni. Deci lista lor totală, cred că o obține în viitor apropiat Biroul Național Statistic, mai ales după referendumul, după recensământul din 2024, cred că noi vom plânge cu lacrimi amare când vom afla câți oameni de fapt suntem într-adevăr în țară. Ce înseamnă acesta că numărul populației este foarte mic, cu ce îl scade? Asta nu înseamnă altceva decât în presiunea administrativă, deci. Câți funcționari publici sunt pe cap de locuitori? Media națională este în felul următor. Dacă până la amalgamare, noi presupunem că, ne imaginăm că amalgamare are loc în varianta ideală. Deci primăriile mici hotărăsc să unească, două primării mai mari, au zis chiar dacă suntem mari, tot ne unim, o primărie micuță hotărăște să unească o primărie mai mare, deci toată lumea spune nu mai are sens să stăm așa câte 2-3, ne unim mai mulți și noi am încercat să simulăm ce s-ar întâmpla dacă la noi ar avea loc într-adevăr o unificare puternică. Și am obținut un fel următor. În mediu, pe țară, număr de birocrați la 1000 de locuitori va scădea de la 3,8 birocrați cât avem acum la 2,6. Deci, practic, numărul lor scade cu 50%. În primăriile mari nu se întâmplă nimic. Ele chiar dacă se unesc acolo și așa acum numărul lor este micuț, 2,1 față și va fi 2. Tot acolo, deci mare nu schimbă. În primăriile medii situația puțin se îmbunătățește de la 4,4 la 2,8, dar uitați ce se întâmplă în primăriile micuți. În prezent, în primăriile micuți, pe cap de locuitor avem de aproape 7 ori mai mulți funcționari față de o primărie mare. Tot aici, da, aici doar vreau să menționez că am luat în calcul doar primăriile rurale, nu am luat primăriile din oraș și că aici situația este și mai altfel. În Chișinău, număr de funcționari este cu mult mai mic, de câteva ori mai mic decât chiar în primăriile micuți, pe cap de locuitor, calculat pe cap de locuitor. Ce înseamnă lucrul acesta? Cât primărie este mai micuță, cu atât presiunea sau cheltuielile administrative sunt cu mult mai mari. Primăria, în loc să poată să rezolve problemele locale, în loc să poată rezolva problemele cetățeanului, este nevoit ca să cheltui bani pentru întrețirea un aparat, care și așa este micuț. Deoarece acolo, chiar dacă sunt mulți funcționari pe cap locuitor, în cont cu populația micuță, tu ai doar câțiva funcționari și ești nevoit să-i angajezi la jumătate de salariu. Ești nevoit să nu ai multe funcții. Și tu, practic, ești nefuncțional în condiția când calculat pe cap de locuitor, la tine cheltuielile sunt de 7 ori mai mari decât într-o primărie mai mare. Dacă are loc amalgamarea, în cazul primăriilor micuți, economiile financiare sunt de 200% sau chiar pot ajunge la 300% față de ce au în prezent. Media națională, noi estimăm că cheltuielile, banii care se eliberează în cazul amalgamării, dacă toate primăriile voios participă la acest proces, sunt undeva la nivel de 30% sau 500 de milioane de lei anual. Ce interesant că banii care propune guvernul să-i dea pentru amalgamare este de 250 de milioane de lei suplimentar. Ceea ce am propus noi în această săptămână celor la guvern este că acești bani care se vor elibera în cauza amalgamării trebuie lăsați absolut toți la nivel local. Ce pot face primăriile cu ei? În primul rând pot face majorări de salarii și da sporuri la angajații primăriei ca să poți menține oameni. 2. Dacă are loc amalgamare, imaginați-vă cum ai 2-3 primării micuți unde ești nevoit să iei pe jumătate de normă un contabil și un alt primărie pe jumătate de salariu. În cazul dat poți să iei un om să-l angajați cu o normă de plină. Iar de multe ori banii care se eliberează în urma amalgamării, în special în primăriile foarte mici, îți va permite ca tu să-ți poți să mărești investiții locale, în unele cazuri să le mărești de 2-3 ori. Altfel spus, în prezent, primăriile micuți sunt nevoiți să cheltui pentru aparatul lor cu mult mai mult decât cheltui pentru treburile din sat. Cheltuielile sunt foarte mari, cum am arătat, într-o primărie micuță, cheltuielile pe cap de locuitor în prezent sunt de 7 ori mai mari decât într-o primărie mare rurală, nu vorbesc de primăriile de oraș. Deci e sau municipalizarea, cum am propus noi Coaliția pentru Decentralizare, sau amalgamarea, sunt unele din instrumentele necesare care ne-ar permite ca să utilizăm mai eficient banii la nivel local. Rezolvă această sau nu sărăcia locală?
Din păcate, prin amalgamare nu rezolvi. Amalgamarea îți permite să economisești bani, nu îți permite să câștigi. Pentru a câștiga bani ai nevoie de alte instrumente, cum ar fi să modifici politica fiscală, să crești puterea primăriilor, să dai mai multe competențe, iar când vor veni mai mari și mai puternici, evident, le poți da competență. Deci, eu am făcut o simulare. Câți bani câștigau primăriile până la amalgamare și după? Dacă observați, numai cei mai bogați câștigă mai mult. Ceilalți, în principiu, rămâne cam la același nivel. Primăriile sărace aveau o sumă de bani după amalgamarea obțin mai mult, primăriile cu venituri medii rămân la același nivel și primăriile bogate, situația se îmbunătățește și este mai mult o chestiune de matematică decât îmbunătățire. Altfel spus, potențialul financiar local va crește nesemnificativ legat de faptul că chiar într-o același regiune, două primării alăturate, taxele locale colectate într-o primărie pot fi de două, trei ori mai mari decât într-o primărie vecină. Și prin amalgamare noi suntem siguri că primăriile care au o experiență mai bună vor învăța și celelalte primării cum mai corect colectează taxele locale astfel ca să-și poată crește bugetul. Uitați-vă la taxele locale. Aș vrea să arăt în principiu pe chiuntile. Dacă vă uitați aici atent pe chiuntile, trebuie să spunem o concluzie. Avem o problemă fundamentală legată cu primăriile noastre. Eu am luat toate primăriile și le-am împărțit în 5 chintile, ce așa asta, 20%. Dacă observați, primele 60% din primării, veniturile lor pe cap de locuitor, sunt de la 17 până la 29 de lei. De fapt, astea sunt primăriile extrem de sărace, care reprezintă 60%, fix ca populația țării. După aceasta avem 20% din primării, care, le-am spunem așa, cu venituri medii, și avem 20% din primării extrabogate. Simplu spus, nici nu 20% în principiu scumpărămiță. Deci avem număr micuț de primării care o duc foarte bine. De regulă astea sunt primăriile din cadrul municipiului Chișinău, primăriile sătești din municipiul Chișinău, aici vorbim doar de sate. După aceasta mai avem câteva primării prin întreg teritoriul țării care o duc relativ bine, iar marea majoritate a lor, 60-70% din primării, pur și simplu au veniturile lor cap de locuitor sunt de 20-30 de ori mai mici, 20-30 de ori mai mici decât la primăriile bogate. Primăriile bogate din Republica Moldova sunt, fapt, niște oază de bunăstare și asta se vede pe toate cele și aceasta este provocarea cea mai mare. De fapt, dacă ne uităm atent în Republica Moldova, estimez că avem undeva vreo 10-15 orașe care au o situație bună și situația lor va rămâne la ceea că dacă ați văzut populația stabilizată, dar asta stabilizează în baza orașelor mici, în rest, va scădea. După aceasta, avem vreo 30 de sate pe tot teritoriul țării care au o bunăstare bună și majoritatea din ele se află în municipiul Chișinău, iar în rest, deci în total 15 cu 30, 45, maximum 50 de primării care au o bunăstare foarte bună, iar este 850 de primării sunt într-o stare pur și simplu mai jos de orice critică. Dar să ne întoarcem la sondaj. Mai avem câteva minute, haideți să vedem cu sondajul. Sondajul a fost realizat în rândul consilierilor. Noi considerându că ei sunt pe de o parte oameni aleși locali, dar pe de altă parte el nu este în executiv, el este un simplu cetățean mai informat, un cetățean mai versat în tot ce înseamnă treburi locale și noi am vrut să i-am întrebat în primul rând dacă ei au auzit de amalgamare. Observăm 85% din consilieri spun că au auzit de amalgamare, 15% nu au auzit niciodată. Atunci când i-am întrebat, bun, ai auzit, dar cât de familiarizat ești tu, cât de bine ești informat despre amalgamare, 63% au spus că nu sunt informați, adică el a auzit, dar idei nu are ceea ce asta, iar 37% spun că știu destul de bine despre aceasta. Dacă observați, chiar în rândul consilierilor, marea majoritate idei nu au, dar nu trebuie să ținem cont că amalgamarea este un exercițiu foarte greu de oarece. Trebuie primarii să-l dorească, trebuie consilierii să-l dorească și trebuie oamenii din sat să-l dorească. Omul din sat trebuie să dorească, să unească cu alt sat, să formeze o comună mai mare. Iar acest lucru poate fi realizat în condiția când ei știu despre asta și înțeleg despre asta, că știi una și a înțelege este alta. Dacă observați, el spune că capacitatea lui de a înțelege este foarte slabă. Când ne-am întrebat cât de bun este informația, adică cât de bine guvernul a vorbit, în principiu spune 54% spun că da, informația există, poți afla, 46% spun că nu există. Deci dacă observăm aici, el nu neagă că informația există, pur și simplu el n-a considerat necesar ca să intre în acest subiect ca să afle cât mai mult.
Următoarea întrebare, noi am pus câteva întrebări așa mai interesante și acum și vă voi da concluzia. A fost dacă, în general, amalgamarea trebuie sau este utilă pentru Moldova. Observați că 47% sunt pentru, 53% contra. Adică mai mult oameni sunt contra amalgamării decât sunt pentru, în contextul în care el este foarte slab informat despre amalgamare. Am spus-o și colegilor de la guvern, parlament și din cei care ne-am întâlnit. Este firesc, natural și normal ca omul de tot ce este nou să aibă frică și îngrijorare. Tot ce este necesar să-i explici și acolo unde sunt anumite frici fondate și argumentate, să rezolvi problema. Deci dacă nu rezolvi problema, nu trebuie să miri că omul este îngrijorat. Când am întrebat dacă amalgamarea în general pe Moldova, observați, oamenii sunt cam 50-50. Dar când am întrebat dacă crezi că este necesar ca localitatea ta să fie amalgamată, aici deja situația se schimbă destul de puternic. 32% spun că da, eu trebuie să particip la procesul de amalgamare, 68%, adică practic în ține de el, oamenii sunt contra. Ce interesant aici, că mai este această întrebare formulată în câteva sensuri, acum și voi, da? Și noi, în principiu, am prins în felul următor. Da, amalgamarea trebuie, dar nu la mine. Deci trebuie să amalgamez în anul eu. Da, dacă ne amalgamăm, dar eu să fiu primăria care se adună tăți în jurul meu, dar să nu devin eu partea altceva. Deci omul tot ce vrea el să-și păstreze primăria în satul lui. Și dacă alți ați unește la cu dânsul, el în principiu de acord. Dar el să unească cu alți sat, n-ar vrea. Deci cam asta este. Deci oamenii ar accepta amalgamare, alții să unească cu dânsul, dar nu el cu cineva. Cred că ați simțit lucrul acesta. Și atunci am întrebat, am încercat să punem scorul de la 1 la 10, deci 10 este ideal, nota perfectă, cum ar trebui să aibă loc amalgamarea. Și cel pe locul întâi, deci majoritatea, 8, nota 8, asta înseamnă că majoritatea covârșitoare, spun că primăriile mici trebuie să unească. Asta o conștientizează tot. Pe locul 2 este primăriile mici trebuie să unească cu primăriile mari. Și pe locul 3 este asociere voluntară. Restul le vedeți și dumneavoastră. Iarăși, punem altfel întrebarea. În general, lumea spune că amalgamarea mai mult că pe țară, mai mult că nu trebuie decât trebuie, ați observat. Când îl întreb din regiunea lui, pe care el o știe cu mult mai bine, cum spuneți? Dar regiunea voastră sunt sate că trebuie să fie amalgamate? Vedeți că situația se schimbă. 52% spun că trebuie și 48% că nu. Deci dacă la nivel de țară el, nivelul lui de cunoaștere este mai slab și el nu prea este de acord, când vorbește de regiunea lui, el spune, da, dar în principiu la noi sunt sate care trebuie să amalgamează. Și vedeți că și situația se schimbă. Dacă punem întrebarea, da, e vrea ca satul tău să unească altcineva, adică primăria să fie în alt sat și tu să devii partea unei primării în alt sat. Observăm că aici e categoric. 36, da, 64, categoric. Când ne-am întrebat, da, e vrea ca satul tău să fie, cum ar fi, capitală de comună și alte sate să unească cu dânsul, situația practic se inversează. 60%, da, 40%, nu. Care ar fi, de fapt, concluzia? Concluzia este una foarte simplă. La general, oamenii cred că amalgamarea mai degrabă nu decât da. Când vorbim de regiunea lui și el știe contextul, știe satele vecine, spune că de fapt mai degrabă da decât nu. Când îl întrebăm, dar tu te-ai amalgamat cu cineva? Nu, nu, nu. Dar dacă cineva cu tine? A, da, da, da. Deci cam asta ar fi răspunsul. De ce avem de lucrat foarte mult și aceasta vine dintr-o frică care vom da-o la urmă. Acum întrebăm, dar cum crezi tu accesibilitatea serviciilor să vă îmbunătăți sau să vă scădea? Și vedem că 47% spun că se va îmbunătăți și 53% spun că situația va deveni mai rea. Am pus următoarea întrebare. Dar cum cel mai bine dacă ne imaginăm că 2, 3 sau 4 primării s-au unit? Cum vor fi reprezentați oamenii din fiecare sat în Consiliul Municipal, în Consiliul Comunal. Și observăm că răspunsul lor sunt două instrumente. Prima, consilierii să fie ales pe sat, adică fiecare sat să fie sigur că în Consiliul Comunal există un număr reprezentativ de consilieri. Și a doua, când sat să rămână oficia primarului. Și ceea ce am propus noi este ca după alegerile din 2023, primăriile care vor decide să amalgameze
Și dacă se unesc trei sate, un sat devine centru de comună, rămâne un primar de comună, iar ceilalți primari devin viceprimari în sat și rămâne mai departe oficiul în sat, ca lumea să nu trebuiască să ducă la centru comunal. Serviciile, organizarea internă este bucătăria primăriilor, cum vă organiza, dar fiecare om trebuie să știe că în satul lui a rămas un reprezentant al primarului, cum este în Chișinău. Chișinău, cât de micuțul ar fi, dar este municipiul Chișinău, este primarul general din Chișinău, dar în fiecare sector din Chișinău există un prietor care este responsabil pe organizarea treburilor din sectorul respectiv a orașului. Fix așa. Avem un primar de comună, iar în fiecare sat rămâne un viceprimar sau îi dăm un statut nou, prietor tot, un prietor care este angajatul primăriei, este subordonat primarului și el răspunde de treburile din satul dat. Și oamenii vor ști că în fiecare sat există un primar de sat care mai departe poate să rezolve problema. Și ultimele două. Toți consilierii am luat și am întrebat, totuși, liber. Fiecare a spus ce a vrut, noi după aceasta le-am unit, a fost un exercițiu destul de greu. Spuneți-ne, vă rog, dacă amalgamarea în Republica Moldova va avea loc, care sunt trei lucruri cele mai bune pentru noi? Și dacă observați, pe locul întâi, 36% din consilieri au spus că bugetele locale vor crește. Fapt care este adevărat, vă pot demonstra și am arătat la început. Într-adevăr, bugetele locale vor crește. 2. Toți consilierii sau 24% din consilieri au remarcat, nu toți, dar 24% din consilieri au spus că se va dezvolta mai bine infrastructura. Într-adevăr, așa va fi, se eliberează bani și va fi posibil să dezvolți infrastructura. Și 3. Vor fi realizate mai multe proiecte și investiții. Într-adevăr, primăria va deveni mai mare, va putea să-și angajeze un om, după cum primăriile urbane, eu sunt originar din Strășeni, știu că acolo este un om specialist pe atragerea investițiilor și pe proiecte. Da, este un specialist, primăria e mare, își poate permite luxul să angajeze un om care să atragă proiecte și investiții în oraș. Orașul, prin bugetul pe care îl are el, atrage milioane de lei anual sub formă de proiecte și investiții. Toate străzile care construiesc acum în oraș, jumătate din ele, apar mulțumit acestor proiecte și investiții care se realizează. Și ultima, care trebuie să o arătăm autorităților. Și am arătat-o, de fapt, în această săptămână. Care sunt trei cele mai grave probleme în cazul amalgamării? De fapt, domnină una, două. Și ele toate, ambele pot fi rezolvate. Prima, 52%, mai mult de jumătate din consilieri spune că va crește distanța la primărie și distanța la servicii. Lucru care trebuie rezolvat și am explicat cum. Una, în sat rămâne o persoană responsabilă de treburile satului, care va avea numele fie de viceprimar, fie de pretor, ca în cazul Chișinăului, și fiecare om din sat va ști că este primăria în satul lui, rămâne primăria în satul lui, unde el va merge și își va putea rezolva problemele, unde va putea absolut toate serviciile de care are el nevoie, pe care le prestează primăria, să nu trebuiască să vii la centru comunitar, dar poți să te duci la reprezentantul primarului din satul tău. Deci nu trebuia să te duci la primărie în sat, dar în fiecare sat să fie o persoană unde tu poți să rezolvi problema. A doilea, primăriile nu vor face față situații create. Da, dacă ne organizăm prost, în condiția unde te organizezi bine, din contra, capacitatea primăriilor va crește cu mult mai tare decât este în prezent. Și a treilea, este o problemă reală, eu de fapt cred că primele două se rezolvă foarte ușor. Deci foarte ușor pentru o reformă inteligentă poți să rezolvi, a treia de fapt este o problemă care chiar necesită atenția noastră. Nu-i mare număr de consilieri, 12% din ei, dar ei au spus în felul următor, să vă da prioritate primăriei unde este centrul de comună. Deci îngrijorarea lor este că banii în interiorul comunii nu se vor distribui echitabil. Altfel spus, un sat, o primărie va primi cu mult mai mulți bani decât alt primărie. Deci asta trebuie să rezolvăm. Nu alt sat din această primărie. De fapt, asta este problema fundamentală, cum să asigurăm repartizarea echitabilă a banilor. În concluzie, amalgamarea este un proces extrem de necesar Republicii Moldova, din simplu motiv că oamenii în țară pur și simplu nu mai sunt. Nu ai cine să-i conduci. Dacă înainte, în mediu, în Republica Moldova, revenea undeva un funcționar jumătate, chiar mai puțin, la primăriile mari, de asemenea pe media națională, era undeva 2 întreg 5 funcționari, am ajuns la 4 și dacă lucrurile merg așa, să ajungem la 6, la 7 funcționari la o primărie, în satele micuți, povara este cu mult mai mare,
neavând oameni ceva trebuie să faci. Dacă la noi un cartier locativ în Chișinău, când zic la noi, aici în Chișinău, dacă în Chișinău un cartier locativ are în prezent 3-4 mii de locuitori, noi avem, în cazul dat, avem câte 5-6 sate care au acest număr de populație. Într-un cartier locativ, ce ai tu, ai o administrare de cartier care poartă de grijă și ai câțiva funcționari în primărie care aparent sunt mulți, dar când împarți la numărul populației, îți dai seama că este ceva mai mult de un funcționar la 1000 de locuitori în Chișinău. În sate sunt 13, deci exact de 10 ori mai mult decât în Chișinău. Evident, satul este nevoit toți banii să-i cheltuie pentru întreținerea acestui aparat. De aceea amalgamarea rezolvă această problemă și eu sper foarte mult că noi vom face inteligent, noi ne vom împiedica și lucrurile vor merge într-o manieră corectă, așa cum trebuie să o facă într-o țară europeană și nu ne vom bâlbâi așa cum s-a întâmplat în perioada precedentă, când toată reforma s-a înglodat în 2003 și uitați-vă, au trecut 20 de ani de zile și noi tot ne învârtim pe loc, iar de atunci populația țării practic s-a redus cu 30, mai mult de 30%. Vă mulțumesc și până la viitoare!